Forma Demnitate și Adevăr își anunță sprijinul politic pentru candidatul pro-european Maia Sandu în cel de-al doilea tur de scrutin prezidențial. Reiterăm că sprijinul nostru sincer este necondiționat și conform interesului național pe care îl îmbrățișăm. Ne așteptăm astfel ca viitorul președinte să răspundă exigențelor puse de cetățenii Republicii Moldova cu opțiuni clar pro-europene și naționale din țara noastră, dar și din larga diasporă pe care o avem în străinătate. Mulțumim tuturor colegilor și camarazilor noștri, inclusiv membrilor, reprezentanților și observatorilor în birourile secțiilor de votare, pentru munca uriașă pe care au depus-o în această campanie. A fost un efort profund care întrunește prețuirea și recunoștința pe care vă purtăm în continuare. În nume personal, dar și al colegilor mei, vreau să vă transmit că vom fi alături de voi și de organizațiile teritoriale ale Platformei Demnitate și Adevăr pentru ca să reclădim valorile în care credem cu putere. Anunțăm pe această cale că ne vom concentra chiar de azi, după primul tur, pe acțiuni de construcție democratică și politică a partidului nostru, dar și pe sporirea performanțelor fracțiunii parlamentare și cele ale aleșilor locali ai Platformei Demnitate și Adevăr, așteptate de cetățenii țării. Vă mulțumim!